Bine ați venit la un nou episod de Minecraft The Party. Ghiciți ce am în spatele meu? E un fucking bone bag. Cum am ajuns acasă? Pentru că am murit. Am închis episodul și am murit, efectiv. Voi ne spune-ne cum e cu clovnul tău. Am scăpat. E un bug pula. Deci gândiți-vă că eu am murit de la un căcat care te scuipă. E un fucking troll de apă care e cea gen ahou, ahou, ahou și te moară. Și m-am spanat și o acasă frumos, așa liniștit și m-am trezit cu un dăsta în casă. Mi-a dat una. Îmi bag pula în tine, băine. Aproape m-am omorât. Mai am 1 HP. Și-l lovește. Băine, bine să vezi. Hai, salută-l. Salută-l pe domnul ăsta. Ești tu sigur că e ușa deschisă? Nu e ușa deschisă. Dar salută. E prietenos, poți să-l mângâi pe cap. Uite, vezi? Mângâi. Vezi, mă, că n-am lăsat ușa deschisă, căcatul de la. A, și vrei să spui că nu-i vina ta. Că s-a spawnat în casă, că nu se vede de tine. Nu s-a spawnat în casă. A venit de undeva. În fine. Dar mi s-a spawnat și în fermă. Bine, rezolvă, eu nu pot să sap. Eu nu am HP, eu n-am mâncare, totul e în corpul meu mort. Așa că ne vom muta acolo, pentru că zona asta e un căcat. Ei ce e important și ne ducem acolo, ai înțeles? Vino în coadara. Sunt. Ești în spatele meu? Da. Uite, vezi, ăla are mai un chest. Mai sparge și tu unde asta, mai sparge. E minerale. Ce? Da. Ai dat-o mine. Dacă sare fața mea. Chiar mai am un HP acum, felicitări. Și eu. Da, te știu. Ok, stai, că aici este... Iau toate mineralele. Iar, da, aici este ferma mea. Dacă spar poate o să fie grav. În primul rând, avem nevoie de cable, ca să putem să scăpăm din savană și mâncare. Trebuie să facem făi futuleți prin jurul ăsta. Mai ții minte când lutam noi? What the fuck, unde s-a pus bombecul? Mai ții minte când lutam noi dungeon-uri de alea șmechere? Mamă, de bea aștept să găsim dungeon-uri. Să vă arăt, să vedeți ce șmecherie când lutăm dungeon-uri are și de alea. Mai sunt dungeon-uri? Era un ăsta, nu? Nu cred. Nu era un departe? Nu cred. Ok. Eu știam că sunt un departe. Unde cheie ăla? Știu. Vreau să nu mă mai lovești, în primul rând. Poți să-l atragi și tu, poți să-l da. Atragi tu în map. Sperăm că se ia după tine, nu după mine. Haide că la mine. Oh, pe bune. Nici măcar nu l-am atins. Nici măcar eram fix cum eram și la început. Hai venea că i-a tras după mine, sunt aici. Stai puțin că îi fac muie. Muie! E după mine? Bă! Nu, e tras de mine acum? Da. E bine. Pută-l Dumnezeu de spawn angiu, dar agiu. Și de-aia ne spawnăm noi pe apă, unde... Facem de aia de slaburi ca să nu se mai spăneze sigur. Posibil, foarte posibil. Bă, dacă dă-și mie un pickaxe. Sau mai ai vreunul? Bă, hai să încerc să sar la mine. Ai un pickaxe? Da. Da, stai, că o să accesez aici. Dă ca să iau și eu. Căcaturi. Ok, mă rog să ciordesc și eu din partea alta. Așa. Ce dracu se aude? Păi nea. Am un pic un schelet de lână. Era în charge în ce pula mea. Era în charge în voi, dar tot damage la bombecuri. Putu-s pula mea de bombec. Frate, aici e misiune imposibilă. Bine că nu e... Mai țin minte când luam dungeon-uri și erau căcații aia de zombilăi mici și nu puteam să lăsăm nici măcar o găurică, că veneau și ne violau. Mai țin minte? Da. Că erau căcați rău. Omul fugă. Bă, ai cabăl? Da. De ce? Vino-n coa dacă n-ai destul cabăl. Pune și tu cabăl în jurul bombecului. Stai puțin. Uite, ți-arunc pe aici. Stai mă că fac. I-am dat muie. Ai pus în jurul lui? I-am dat muie, da. Gata. Vezi mă, tu te pui cu familia pe tardă, bă!
Căcatul dracu. Am luat și chest de acolo. I-am dat muie. Nu mai poți să ciordești tu ce poți. Bă, dar am o inimă, n-am nici măcar o inimă. Păi sinucide și eu așa am făcut. Adică practic am murit, deci. Da, asta, dar n-am mâncare, asta e fata. Păi e mai bine să te spawnezi cu jumătate de mâncare și așa decât nimic, știi? Păi nu te spawnezi cu jumătate de mâncare, te spawnezi cu zero. Eu m-am spawnat cu jumătate de mâncare. Tu aveai jumătate de mâncare, ține probabil. Stai să fac aici o ordine. Păi bă, ideea e că trebuie să-mi dai una. Așa, fără milă. Așa. Te crezi că aștept mai mult? Da, foame te-am mine. Dar v-ați făcut, mă, fut-vă morții, mătii. Băi, ne așteaptă să se facă căcaturile alea de mult. S-au făcut căcaturile. Eu încerc să ciordesc chestii utile din toate chesturile astea. Cum ar fi să pun o torță aici să nu se mai spuneze bombecuri. Nu știu dacă se spunează de la torțe sau nu, dar în fine, să-ți iei ce mai a rămas. Am ciordit tot ce era important la mine, n-am mâncare, dău. Dar pot face rost. Au crescut copacii? A crescut o pula. Da, putem ciori. A crescut un copac, ești nebun? Păi ne-a crescut un copac din toți. Bine. Și ai? Căcatul ăsta a crescut. Bă, v-am spus eu că nu-s nebun! Bă, mi-ai golit tu corpul? Nu. A, nu, gata. V-am spus, v-am spus că nu-s nebun, futu-vă în pulă. Ho, oh, futu-vă în pulă. Ho, 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 ho. Cam departe am ajuns cu această relație. Voi vă uitați la mine, eu vă fut în pulă. Bă, eu am ciorit-o, dar o să mor de foame. Și eu. Da, dar la ciura, bă, un plan, ca de obicei. Vino cu mine, copile. Îți va fi bine. Ai luat tot? Ți-ai umplut tot? Ăla? Eu l-am. Mă, dacă am făcut un Ender Pouch. Fă mă, hai bă, n-ai cum să n-ai loc. Efectiv, am făcut eu loc. Pentru tot ce era important e la mine deja. Tot ce a mai rămas e căcat. Ia le-și pune și aia. Plante. O pixe din ele de plante. Frate. Ia două paturi. Mai bine decât plante. Bine, hai că iau două. De fapt nu la două patru, nu la două, nu! L-am spart pe al meu. Păi, știi care e faza? Că o să ne spawnăm la mama dracu și noi mai spawnăm aici din cauza asta, știi? Dar după aia măcar poate facem bărci ceva, nu știu. Bă. Bine, hai să... Bă. Hai. We need to make a run for it, înțelegi? Ce? Niciun run for it, știu eu unde mergem, exact. Stai puțin. Detul meu e încolo, da? Trebuie să facem rost. Deci e fix încolo. Hai băine, vină-l pe mine. E pregătit. Uite, vezi că e el cani. Hai seara cum facem aici. Fă-ți un turnuleț. Hai urcă. Hai mă, urcă. Ce drag. Urcă mă. Nu mai fă și tu, că rosești ca bă. Hai. Strategie de gay, bă, vine el canie. Da, așa. Strategia mea de gay m-a adus undeva unde să nu mai mor, deci ia-te după ea, ok? Așa. Fă-și tu niște parkour, o să iei niște damage? Nu, vezi că nu-ți dă damage dacă pești pe frunze, cred, dar așa din curiozitate. Uite ce e sub noi, da? Ai noroc că mai îmi dai și lag că ești lângă mine. Serverul tău calculează două persoane și cea gen... bine, n-am dat mai lag-ul, da? E așa că și idee. Din când în când că mă mai mișc, mai pățesc. Vezi că n-ai speed. Ce n-am? Cum adică n-am speed? Adică n-avem destul de mâncare să luăm, să avem speed. Așa, trebuie să ne îndreptăm spre muntele ăla. Muntele Atos. Și de ce fac platforme de stele căcat? Că nu mă risc. Înțelegi? E un dicer acolo, Dara. Dicerul e ok.
Așa că ne vom urca mai sus. Tu folosești scabălul doar ca să-ți faci un fel de scăriță la scărița mea mereu când fac o de asta? Uite, uite câte puleți de rezul. Efectiv, n-ai cum să nu faci decât asta. Tehnica de ghie. Spunem... Acolo e muntele. Poate că înainte când aveam armura mea și căcaturile îmi permiteam să mai fug așa, gen să acum cobor, acum să fug, știi? Da, acum dacă mă cobor, mă fută știi. Simul e fix acolo, dursul ăia, Dara, îl vezi. Da. Faza e că nu trebuie să atingi muntele, ți-arăt eu tehnica mea de gay. Dacă te urci pe munte, pică unul de sus mereu, știu, știu. Știu eu că pică mereu un elcanii de sus când te urci pe munte. Acolo, fix acolo, da. Bombec. Fix acolo unde vrei tu să mergem. Bă, dar vreau să merg drept la asta. Ce, dreptul ce are? Bicerul. Da, mă, nu știu. Nu te trage, doar îți schimbă vederea un pic. Yeah. Cred că-mi dă slow. Cred. Așa. Ca să... Mă rog, bă, ce nu, vedem, știi cum facem? E 3 elcani și un dicer sub noi, dar... Nu, 4 elcani, scuze. Nu, vedem, știi cum facem? A, 5 elcani. Nu, ți-arăt eu cum facem. Mergem la ăsta, pregătește-ți o lopată ceva dacă ai. N-am decât un hou, un târnăcou, un topor. Ok, hai să arăt cu pola mea care m-a salvat înainte. Dacă ajung la copacul ăla de căcat. Ai mă, fătut pola mea de copac. Bă, da, urlă ăștia. Așa, hai să arăt cu pola. Fătut pola mea. A, așa. Asta se numește cupola de Daragiu. Ce ajung mâine? Treci bă-n cupola. Mă gândeam cu partea de mâncare. Acum acoper-o, pe partea ta, aia. Acoper-o pe aici. Pe aici, mă. Așa. Acum suntem safe. Pe spate. Nu, în spate poți să acoperi așa un pic, dar atât. Așa, acum, bă, trebuie să, opa, vezi să nu piși pe aici. Acoperă gaura. Așa, nu mai avem, am dirt, lasă pun dirt, așa. Acum, ca să... Sabi eu că am... Am șutură. Dar mai am puțin, am dat puțin, ție pe la bun. Așa, ca să... Dar tu ai fier în inventory. Da. Ca să scăpăm de pula asta, trebuie să intrăm prin munți ca să scăpăm de urma lor, că altfel eu n-am găsit cum pot să scap de ei. Deci efectiv trebuie să intri în munți. Și așa am scăpat de căcatul atunci. Așa. Și după ce intri un pic în munte, după ce intri un pic în munte... Să-mi bag pula. Oh, cred că m-am spart. Iar cred că am spart să mă vadă ea sau ce. Așa, după ce sapi un pic în munte, așa că să nu mai auzi pe ea făcând așa, sapi în sus. Și după aia, după ce sapi în sus, te uiți așa în jur și după aia faci din nou. Păi, zic că mai întâi te uiți tu pe mapă, știi, să vezi dacă mai sunt mob deasupra. Pe mapă nu scrie că sunt. Da, e bine. Pe mapă scrie că sunt doar niște... Oi, dar faza e că dacă nu le întâlnești, nu cred că ți-i arată, nu știu sigur. În fine, dar Agiu la Bagiu are tehnica lui de cupola în munte, da? Așa făceam eu mereu. Îmi făceam un drumuleț până la munte și pe aia îmi făceam cupola magică ca să scap de ei. E pregătit pentru moarte. Îți de la o parte să mă uit. Op, 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 op. E plin de diceri, de bombex, ok. Mai avem de mers 300 de metri încolo. Așa că, pentru că tot nu avem, dă-te la o parte. Pentru că tot nu avem, vino aici jos. Vino jos. Nu avem destul cât să facem drumulețe, încheiem zona și după aia o continuăm. O, să pământ! Vezi? Și o continuăm așa. Că prin munți nu trece dicerul. Poate doar elcanie. S-a pierdut acum mai sunt minerele care ne trebuie aici. T
ține ce nu sap acolo, pe sus, că pe acolo pe sus nu-i piatră. Și dacă e dirt, dirt nu avem shovel. Dacă ar fi avut shovel, aș fi săpat. Plus că dacă săpăm la suprafața aia ne... ne detectează. Dara, dara, dara. Ce? Sap aici și punem două, patru, ca să dormim. Bine. E noapte? Gen. Să sperăm. Me. Poți să le iei. Să faci noapte, cred, dacă aș vedea și unde scrie ziua. Dar era zi de tot afară când am, what the fuck, am găsit amber de căcat. Ok. Uite, acum ar trebui să fim într-o zonă cu deșert. În față, da, perfect. Acum a fi pregătit de moarte, iar. Hai să mă uit. Hop, hop. Pop, pop, pop. Repede, băinea. Repede, vină pe mine. Omoară și o oaie pe drum. Am omorât-o. Nu mi-era mâncare. Fugi. Așa, vină pe mine. E un elcan, e bun în față. Știu. Nu, sunt pundele, pule de alea. Oh, e mâncare, pule, e bun. Da, mă, da. Nu mâncare. Ți-am zis că s-ar putea să-mi fi dat, dar nu știu. Așa. Am eu una, dar ție. Uite, mănânc eu una. Și uite și ție una. Ți-am lăsat-o fie de unde tine. Dar nu cred că e loc în inventory. Ce? Mâncarea aia. Păi fac și mănânc și după aia fac, iau înapoi. Stai că s-a blocat. Așa, gata. Ia să mănânc fier. Unde mi-am aruncat bănuții? I-am luat eu. Ok. Aia, ia-te cu tu pe tata. Ok. Tu-ți pula mea de copac. Dă-te mă vânea că nu pot să pun. Dă-te mai jos un pic. Așa. Pentru că practic noi am săpat în munte, acum iar avem resurse, știi? Ca să mai pun pe deasupra podulețe. Vezi? E așa un fel de drum de ăsta continuu. Bă, uite, uite aia cu zombie care se spunează. Da? Pe acolo e casa mea. Uite acolo. Un pic mai încolo. Uh-huh. Ca asta e fix unde ai murit? Da. A început să tragă o pulă în mine, a făcut pa și pa! Sus pula, bombec. I ain't gonna come down, bitch! Ăștia mereu sunt gay și... Sunt în copac aici. Știu, păi mă duc spre copac mereu. Ca să scurtez din resurse, înțelegi? Se numește planul de Raju la Bajiu 24. Oh, fuck. Stai că am rămas fără pulă. Copac. Păi da. Încerc să merg din copac în copac, că copacul salvează niște blocuri, știi? Ce contează e supraviețuire aici, da? E supraviețuire. Și blocurile astea contează. Așa. Încolo mai exact. Prin râul ăsta am luat-o eu atunci. Ți-am spus că era o zonă frumoasă cu munte și cu râu și chestii. Fata e că... Uite, văd lemnul tău, cred. Unde-i lemnul meu? Unde? Da, ăla e. Acolo, acolo e. Vezi că nu-i lucan e. Băi, acolo era și înainte. Unde? Da. Unde? Unde? Asta, unde, mă? Unde-i lăsat? Copacul ăla, mă. Copac. Ah, căcatul ăla de acolo. Așa. Vreau să lua noată ăștia. Uite, noată. A început să plouă fix acum. Fix în zona asta în care am trecut. Pula mea de bombec. Așa, trebuie să scăpăm de aggro-ul lor. Așa că, da, așa, fă scăriță și tu. Așa. Și așa scap de... Nu știu dacă am scăpat de aggro, dar ideea e că te uiți pe munte sus. Că de obicei eu când mergeam la munte, vezi, mă urcam și după aia era un monstru aici și mă venea de pe mine. Dar am scăpat și de aggro, cred. Și pop. Așa. Ce să luăm pe muntele ăsta încolo? Fuck. Așa. N-am avut. Ce pula mea? Băi, da, fă o casă, fă. Stai. Fă ziduri. Fă pune paturile. Dar ajung la băjiu, e gay și că poate.
Hai. Bă, hai să că mai așa puțin cobble și niște lime stone. Intrăm aici. Punem pat acolo și noi. Păi da, trebuie să punem două paturi. E pune aici unul, aici unul. Și aici unul, dar stai, stai. Să facem aici să fie protecție. Fă protecție completă dacă tu faci. Așa. Nu ne complicăm că... Asta e casa din cerul, al dargiura băgiu și voi neapăr darul. Stai acolo. Nu mă mișc. Păi de ce trebuie să faci ceruri, în fine, hai. Pune un pat acolo și un pat. Pentru că nu știm ce strâni știi să apar, știi? Pula mea știe, ba da, uite, scrie pe mapă. Chestia aia cu ochișori, o vezi? Aia transparentă, nu știu ce e. Deci dormi. Strange things are upon us. The gods turn their back for you. Ce? Lasă o citește scris acolo. The gods turn their back on you as you head on them. Păi mă, cac în Dumnezeu, mătii. Cea mai bună explicație. Acum am dormit și acum trebuie să ne spawnăm aici, da? Oh, fuck. Bă. Stai, că sapi într-o direcție. Sau... Păi, fucked up. Stai puțin, mă pun eu în pat. Nu merge, dai mine. Ne-am făcut amândoi. Stai. Uite, cât lași pe mai? Destul cât să dai mine aproape. Ok, du-te în spate, du-te spre patul tău cât de mult poți. Mă duc spre patul meu cât de mult pot. Hai, dă-i, rupe-mă. Stai. În care pat te duci? În ala din dreapta sau stinga? În spăla care a dormit eu. În ăsta. Așa, ok. Au. Fuck. Nici în sus nu merge să dau? Asta e, mă, că merge să ne sinucidem. Care are level mai puțin? Cât ce level ai? Eu am 0. Eu am 7, mortu. Și cât timp e? Dar practic dacă mor te spawnează în pat sau? În fine. Păi dacă mor dau respawn după ce spart tu un gata, bloc. Am spart un bloc, hai să-ți spart pe două. Gata. Vezi că ți-a picat scheletul acolo jos, dar e mai bine decât nimic. Așa. Păi nu-i bai. Dă-te jos, coboară jos, du-te sări încolo. Mor dacă sări? Nu, ok, e bun. Așa, și acum lasă-mă să fac eu drum până acolo. Vezi că pică pule din cer. Vreau să cadă pul din cer. Fac o scară așa. Ne țin minte să nu punem paturi chiar așa apropiate. Au noroc că am avut plan de Daragius la Bagius. Și a funcționat. Vezi că e o chimera acolo. Da, știu. Poți să... Așa. Ok. Mai are resurse? Casa noastră... Ți-ai luat tot? Da. Ok. Vino încă. Tot spun la mine copac. Episodul ăsta se va numi mutarea. Pentru că durează foarte mult să te muți și am vrut să vă bag și pe voi în filmarea asta. La fel puteam să nu filmez și să vă dau mai departe. Dar probabil ați fi fost gen, doar cum ai ajuns aici, doar cum ai făcut aia. Vezi că e un hammerhead acolo. Vedem cum îl trolezi pe ăla. Te duci așa spre el. Știi? Și când ajunge, îl pui să dea cu capul în copac, vezi? Vezi? Îl trolezi așa și apoi te urci în sus. Da, dar eu mai am un limestone. Nu mai am nici pe ăla. Păi dă-te pe ăla. Dacă e un nivel între tine și ăla, stai că ți-arunc eu. Repede. Vezi că e o chimeră în spate. Așa. Ia de aici. Niște... ce să dau? Mai am 3 ieri să-l ia așa. Așa. Acum, pentru că e zona liberă, fugi ca dracu. A venit bombe cu după tine. Știu. Faza e că nu te poate... Nu e bombe, că e pula rău de asta. A, e hammerhead. Da. M-am obișnuit cu ea. Trebuie să mai bași și sprinturi, că să scurtezi din drum, știi? Plus că nu mai am mâncare, o să mor de foame. Așa. Am mâncat o bucată de oaie care nu ține de foame 3 săptămâni. Așa. Și ca să scap de ăștia, pur și simplu te duci în zona din astea cu găuri și eu să pice în gaură și tu ieși deasupra, practic. Așa. Uite acolo e tunelul meu. Uite acolo. Acolo mi-am făcut eu drum. Cumva. Vezi? Hai,
Vezi? Așa îți dai seama de Darajeul la Bagiu pe unde a fost. Stai puțin, prostule. E toată mapa plină de dăstea. Pentru că eu când fac drumuri în savană, eu nu mor. Vezi ce bun sunt în apocalipsă, bă, băiatule. Efectiv, ăsta e apocalipsă simulator. Așa îți dai seama dacă unul e bun sau nu în apocalipsă. Are planuri bune și utile. Radu direct, oh, eu nu mai joc chestia asta, m-a sinucid. Apocalipsă simulator. Nu știu cât am filmat, da? O să mă uit după ce o să ajung acasă. Filmez până ajung acasă, nu știu cât de mare o să fie filmarea, dar... Ideea e că vreau să ajung acasă. Ce? Unde e Great World? Great World. Unde? Ăla mare cu pula mea de acolo din depărtare. Ăla din casa mea sau care? A, ăla? Da. You will see, my friend. You will see. Trebuie să ne combinăm cu nava mamă. Aici, cu vechiul meu tunel, pasager. Dar ajungem la el. Cât mai? Uite, acolo. Da, bă, nu te băga în mine, că nu... Să-l știu pe copac. Sper. A, bune! Frate! Stai. Stai că vin după tine. Fuck. Dar nu fug ca să mă consum mâncare. De fapt, nu trebuie să vii după mine. Și care e problema? Ba da, că n-ai lemn. Exact. Asta e faza. Vă merge să sparg ăsta cu mâna să-mi pice? Nope. Bă, dar levelul nu mi-a scăzut. S-a spawnat, ghici unde s-a spawnat un elcanie? Să nu mor. Pe un copac. A sărit pe mine elcanie. Nu mai știu cum e. Hai bă, că mă descurc și singur, eu sunt Darajeul la Bagiu. Unde ești? Ah, sunt făcut să supraviețuiesc. Nu, pe unde ești ca să vin după? Aici a făcut pula mea. Vezi, bună ideea mea cu... Bă, am făcut ok. Deci Elcanie și unde era spawnat Elcanie? Nu. Stai puțin. Aici. Să-mi fac un drum ca să... Nu, nu, că ți-o vorcă și mobilas, că e bun așa. Mă prind eu după aia cum să fac. Așa. E departe? Fuck. Hai frate, trebuie să ai lemn. Nu știu cât de mare o să fie episodul, dar asta se numește mutarea, ok? N-am cum să-l scurtez, că după aia tai din amuzament. Oh, uite cum arată drumul nostru, efectiv. Când îl faci... Am lag și de pic. Frate, gândește că lag am de la lagul tău. Păi da, tu mergi shiftat. Nu mergi shiftat. Nu pot să mergi shiftat, că după mi-a prea mult. Ce dracu e aici? Aici am murit. Da, sari. Acum pot să sar. Au. Bagă și tu câteva lemne ca să pot să sar și eu, că n-am inimi să sar. Mersi, efectiv a trebuit să mă sinucid ca să nu se sinucide el, știi? Dar nu mi-a scăzut levelul, cred că e ceva cu levelele blocat sau ceva. Nu mi-a scăzut levelul, pune exact acolo, încă două. Încă una. Mi-a luat jumătate de inimă. Și asta e vechiul meu tunel, copii. Vezi, am ajuns la o zonă cu care scrie Plains și nu Savana. Yeah. Și un Greatwood acolo. Da, vezi, dar Giu știe ce face. Și tu aici ce ai făcut? Am ajuns în peștera aia și nu... Frate, mi-am făcut casă, mi-am făcut chestii, cât timp ai fost un muificat. Și acum trebuie să ai grijă pentru că sunt mobi care te violează când nu ești atent. Bă, încă e o chimera acolo, dar e tot... Nu, frate, e spawnat... E un dita mai grei, tu dufă spawnat fix la marginea dintre plinți și savana. Da, mă, dar vine după mine mai repede. Trebuie să-mi pun... Nu pot să-mi pun aici, Mark. Da, încă nu e. Trebuie să farmez astea cu pula. Bine, mă, dar vină-l pe mine. Pentru că mi-am... Uite, vezi, aici mi-am făcut casă. Băi, mă, încă nu e arcane pe acolo. Da, mă, dar știu, dar vină. Dă-l în pula mea. Uite, ăla m-a omorât. Și acolo e și corpul meu. Vină-n coa. Trebuie să sinucid niște oi.
M-a scos doamna oaia. Cine te-a omorât? Vino cu aia. Dar nu te duci spre apa aia. Că acolo e o chestie care te-a dintre. Cred că vine de un troll cu mine de oaia. Ala te-a omorât? Oh, era să mă moare ăsta. Tu-l vezi? Tu-l vezi? Da, ăla e egal la care te-a omorât? Nu, mai e unul mai mare. Scap, fugi de... Fă-ți un, fă-ți iar belciugiana prin ceruri. Eu așa fac ca să scap. Așa. Vezi că acolo e ăla albastru. Nu, acolo nu te duci tu. Ăla m-a omorât. Da, acolo e, e cadavrul meu. Am jumătate inimă doar. Nu-l vezi pe ăla albastru? S-a respawnat sau ce? Nu-l vezi? Pe hartă. E, trebuie să fie un troll de la albastru. E un charger albastru. A, nu mai e trollul. Bun. Băi, vii să mă salvești pe mine? Cred că nu mai am lem. Nu pot să mă... Cred că s-a despawnat charger-ul. Acolo e craniu, fie, stai puțin. Stânga, stai că te văd, fie, stai să explic unde e. Stânga, în apă. Acolo, stânga. Vezi craniul meu? Mortul meu. Îl vezi? Aha, gata. Îl vezi? Nu, te-am găsit. Bun, în apă? Da, în apă. Acolo, 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 acolo. Nu, 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 în mare, în mare, practic. În afară, acolo, în... stai, stai pe loc, stai pe loc. Uite spre mine, o vezi? Uite la mine, o vezi? Înspre mine, da. Vino, vino înspre mine, fix înspre mine. Acolo, 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 vezi ce e în el, vezi ce e util. Trebuie să fie piatră și chestii. Armură, ia-ți tot pulelău și ce să pe tine și vino să ajută-mă să îl fut pe ăsta. Că ăsta merge să-l dai în el. Ce e ăla? Ciclop. Un ciclop ăla? Încerc să-l ucid cu sand, dar nu vrea. Am cactus. Au. Încerc să-l ucid eu cu sand. Vreau să-l dacă merge să-l omor cu sand. I-am pus ceva în cap, cred. A mers, băi, i-am dat damage, ai văzut? Stai că acum vine ăsta. Uite, i-am dat damage. S-a dat damage singur. Păi îi dau cu sand în cap. Așa mai făceam eu uneori ca să-i omor, vezi? S-a futut, s-a futut sand-ul cu mine. Ba pula în el. În fine, nu contează. Acum e ok. Sper. Acum pot să vin. Acasă. Mi-ai găsit cadavrul, deci aia e cam tot ce trebuia. De mie nu mi-a scăzut levelul, mă. 7 e blocat la mine, nu știu ce. Poate e blocat după ce levelul a ieșit după... Ăla. Da? Stai un pic ca să vedem cât are episodul ăsta. S-a spumărat un copac. Da. Episodul ăsta are 32 minute, deci ne vedem data viitoare, nu uitați să lăsați un like și un subscribe ca să ne vedeți cum mai murim și cum ne găsim casa. Voi ne spune ceva inteligent ca de obicei. Păpădie. Și nu uitați de un like și un subscribe, cred că mai este o dată, dar nu-i bai. Încă o dată faceți, dar nu că dați abona. Practic dați unsubscribe dacă dați după subscribe, deci nu faceți încă o dată. Apoi ca King Out. Bără căluț! Du-te căluț!